urme. Brazii au fost confiscați și urmează să fie valorificați de stat. Românii amatori de chilipiruri au fost puși pe jar de Vinerea Neagră sau Black Friday. Sute de mii de oameni s-au îmbulzit să prindă marile reduceri anunțate la electronice și electrocasnice. Luate cu asalt au fost atât magazinele online cât și cele tradiționale. În majoritatea cazurilor, stocurile au fost epuizate în doar câteva ore. Dacă promoțiile au luat sfârșit în mediul online, reducerile continuă în magazinele de profil până duminică. Inclusiv colega noastră, Denise Rifai, ne prezintă bilanțul pentru Vinerea Neagră. Bun găsit! Cu siguranță 23 noiembrie va rămâne o zi de neuitat în istoricul vânzărilor marilor retaileri, atât în spațiul online cât și în cel comercial. Cele aproximativ 4 milioane de români care așteptau reducerile de Black Friday și-au făcut simțită prezența încă din primele momente ale promoției. Site-urile unora dintre cei mai mari retaileri online AT&T fie nu au putut fi accesate în noaptea de joi spre vineri, fie se încărcau foarte greu și asta din cauza miilor de utilizatori care au început să caute reduceri imediat după miezul nopții. După așa o noapte, cifrele aproape că nu mai uimesc pe nimeni. În cazul unuia dintre cei mai mari retaileri online, cumpărăturile au început în jurul orei 8:20, iar două ore mai târziu stocurile erau deja epuizate. Numai într-o singură oră, site-ul a fost accesat de peste 700.000 de utilizatori și au fost cumpărate peste 50.000 de produse, de la computere, la televizoare, telefoane, laptopuri, aparate foto, jocuri, PC și electrocasnice. De clienți nu au dus lipsă nici magazinele cu electronice sau electrocasnice. Spre exemplu, într-un singur lanț de magazine, în primele 5 ore de promoție intraseră deja peste 25.000 de clienți, se facturau în medie câte 100 de produse pe minut și se vânduseră deja peste 25 de tiruri de mașini de spălat și frigidere. Și asta nu e tot, cifrele la finalul primei zile de Black Friday sunt cu adevărat spectaculoase. Același lanț de magazine a fost vizitat de peste 300.000 de persoane, dintre care peste 70.000 au cumpărat cel puțin un produs. Cel mai bine s-au vândut televizoarele cu ecran plat, notebook-urile și mașinile de spălat. Dar cum ofertele Black Friday continuă și în acest weekend în marile magazine, voi reveni pe parcurs și cu alte informații referitoare la vânzările record din această perioadă. Aproximativ 45 de milioane de euro, atât ar fi cheltuit românii vineri pe produse electronice, electrocasnice și IT. Marketing extrem sau o ocazie perfectă de a cumpăra produse la prețuri foarte mici? Încercăm să găsim răspunsul la această întrebare într-o nouă ediție Fabrică. Alături de noi în studio, domnul Iulian Toma, analist marketing și comunicare. Bine ați venit. Dragoș Stanca, expert în comunicare online. De asemenea, în legătură telefonică direct alături de noi se va afla domnul Radu Apostolescu, vicepreședinte al unei companii online. E un fenomen nou pentru noi, ca să explicăm acest Black Friday? Sau e doar primul an în care, nu știu, ne agităm ceva mai mult? De ce? E o excelentă oportunitate pentru magazine, lanțurile de magazine, de a vinde mai mult. Chiar dacă vorbim de magazine cu vânzări online sau cele clasice pe care le știm, de la hipermarketuri cu 40-50 de case până la cele mai mari cu 80-100 de case. Asta înseamnă ceva într-o zi. Iar dacă înțeleg bine, o parte dintre ei și-au făcut un plan extins, chiar la nivel de o săptămână cu Black Friday. În fond, este nimic altceva decât o foarte bună ocazie importată de la americani. Vă reamintesc că anul trecut unul dintre cei mai mari retaileri nici nu a participat la această sărbătoare a vânzărilor, ca dovadă că nu a considerat că este profitabilă sau oricum nu-mi dau seama altfel. De ce ne-a trebuit atât de mult timp să reluăm și acest model? Pentru că multe alte sărbători le-am preluat rapid.
E unul dintre, mă rog, una dintre consecințele inevitabile ale fenomenului de globalizare, unde și, mă rog, anumite sărbători se impor. Așa cum am importat și a devenit din ce în ce mai vizibilă Valentine's Day, era mult mai simplu, pentru că era vorba despre iubire și așa mai departe. Aici e ceva mai complicat. La fel, Black Friday, care este practic vinerea de după joia de Thanksgiving din America și numele care derutează poate anumiți telespectatori vine de la faptul că în ziua respectivă n-avea nicio legătură, e practic, foarte multă aglomerație, e greu să ajungi în oraș în diverse zone și, mă rog, mai este și o interpretare din punct de vedere business, pentru că în contabilitatea americană profitul este marcat cu negru și pierderea cu roșu și este marcată ca ziua în care retailerii trec pe profit în anul respectiv. În ziua de Black Friday și în weekendul respectiv, uneori se întâmplă să aibă loc vânzări, mă rog, și de 10, 15, 20 de ori mai mari decât într-o perioadă normală. O regulă care s-a respectat și la noi, credeți? Nu, poate da, pentru, cu siguranță pentru un răspuns mai clar vorbim în acest moment cu domnul Apostolescu, pentru că e unul din reprezentanții unei companii care a participat la această, nu știu, da, e frenezie. Chiar compania care a avut o cotă de piață. Dacă ne auziți, impresionantă. A fost o regulă care s-a respectat și la dumneavoastră, va fi o zi care înseamnă trecerea pe profit? Ați bună făcut ziua tuturor. O centralizare? Da, bună ziua, mă auziți? Da, vă rugăm. Da, a fost o zi în care am vândut cât într-o lună de vară, să spunem, întreagă. Și mai mult de atât... Deci doar în această zi ați vândut cât s-a vândut toată vara? Exact. Și majoritatea concentrată în primele 4 ore ale zilei. Deci la startul promoțiilor, vânzările au fost cu o cadență de 1000 de comenzi pe minut, ceea ce este uriaș. Vorbim doar despre vânzări online în cazul dumneavoastră. Vorbim doar despre vânzări online, da. Deci să vorbeam mai devreme despre magazinele cu 100 de case. 100 de case nu pot procesa 1000 de comenzi pe minut sub nicio formă în magazin clasic. Nu, dacă nu este o rețea. Nu v-am înțeles foarte bine, ce scuze. Există un retailer, un hipermarket care are 100 de case, 80 de case într-un singur exact. Magazin. Exact. Și mai multe magazine luăm, cu astfel de... Dacă luăm tot, da, totuși, 1000 pe minut, mi-e greu să cred că... Ați centralizat și, nu știu, bunurile, produsele pe care le-ați vândut. Ce s-a căutat cel mai mult? Ce a avut cel mai mare succes? Și dacă ne puteți spune o sumă aproximativă pe care ați câștigat-o în această zi. Noi am construit o ofertă foarte echilibrată din toate categoriile de produse și toate nivelurile de preț și performanță. În așa fel încât vânzările au fost chiar foarte ok împărțite pe electrocasnice, pe electronice, pe produse IT. Am avut chiar bricolaj, cărți, jucării, mergând până la ofertă de turism. M-am vândut vacanțe pentru anul viitor în vară, cu 30% discount. Iar în ceea ce privește produsele electronice, electrocasnice, ce anume s-a căutat? Sau e relativ egală? Nu, sunt relativ egale pentru că așa a fost construită oferta. S-au căutat foarte bine frigiderele, s-au epuizat printre primele mașini de spălat rufe, televizoarele, tabletele au fost chiar primele. Deci cumva în ordinea interesului față de actualitatea, să spunem, a tehnologiei. În momentul de față. Este prima oară când participați la un astfel de eveniment, să-i spunem? Este a doua ediție, iar anul trecut noi am adus acest eveniment în România. Acum? Și e mai bine pentru dumneavoastră decât anul trecut sau mai prost? Ca nivel al vânzărilor este dublu. Dublu chiar față de anul trecut. Chiar puțin mai mult decât dublu, da, față de ziua de Black Friday, pentru că ne-am pregătit extrem de bine. Proiectul acestei zile, pentru aceste 4 ore, am investit aproape un an de zile. Și am negociat toate aceste produse, deci toate... Care au fost cele mai mari reduceri pe care le-ați operat la produse? În procente vorbind. Între 30, 40, 50, 60, să spunem, destul de echilibrat. Au mers până spre 80. V-ați orientat mai mult către produse care nu s-au vândut în timpul anului sau ofertă? Nu. Nu. Asta vreau să vă spun. Aceste produse au fost aduse exclusiv
sunt prețurile, au fost făcute ca un efort comun al nostru și al producătorilor pentru a atrage atenția asupra produselor pe care le vindem. Alo, mă mai auziți? Da. Vă rugăm o ultimă întrebare. Ați avut probleme? Ați întâmpinat probleme ieri? Dacă n-ai probleme de Black Friday, înseamnă că nu e bună oferta. Care au fost cele mai mari probleme pe care le-ați întâmpinat? Au fost 20 de minute de picare a serverelor, absolut normale. Deci orice server din lumea asta pică. Numai că trebuie să-ți revii foarte repede și în rest trebuie să funcționeze. Nemulțumiri din partea clienților ați înregistrat și ce vizează acestea? Sunt nemulțumiri din partea celor care n-au mai prins. Și de obicei se materializează în afirmații de genul a fost stocul foarte mic. Ori un stoc de 150.000 de produse vândute într-o zi, putem aprecia fiecare cât de mic sau mare este. În online nu se vede această înghesuială pe servere decât atunci când pică. În magazină s-ar vedea, deci ieri am avut peste 2 milioane de vizite. Este doar o cifră. Foarte puțin vizualizează. O cifră în ceea ce privește suma pe care ați câștigat-o ieri într-o singură zi, nu puteți să ne oferiți. Zero. Profit. Deci e o diferență, încerc de pe intervin. E o diferență între cifra de afaceri, deci volumul de încasări, care probabil că în cazul EMAG a depășit 10 milioane în acest weekend. Da, bilanțul zilei este 12 milioane de euro. Exact, deci undeva între 10 și 12, mă rog, continuă, din câte știu, promoțiile și în weekend. Bine. Și e o diferență între volumul de încasări și profitul acestor retaileri. Să facem această deosebire, pentru că marginea de profit, deci cât rămâne retailerului în urma unei astfel de promoții, în unele cazuri este zero. Sau chiar în unele cazuri negative, pentru că este și o mișcare de marketing și o mișcare prin care publicul este educat, în cazul industriei pe care o reprezint eu aici în platou, și anume industria online, este educat să folosească mediul online. De exemplu, e foarte îmbucurător și felicit magazinele online care au intrat în Black Friday și mai ales EMAG, care a adus acest obicei de consum în online, pentru că oamenii învață să cumpere online și își dau seama că dacă vorbim de 100-200 de mii de oameni care sunt simultan pe un site și caută oferte, acest lucru este aproape imposibil de făcut într-un magazin fizic, pentru că încurajarea consumului și a cumpărăturilor în mediul digital și în mediul electronic, mă rog, e un indicator foarte clar al progresului nostru, atât ca industrie, cât și ca națiune, dacă vreți, pentru că pentru a face o achiziție online e necesar un oarecare nivel de educație, trebuie să deții un card și așa mai departe. Iar dincolo de asta, încă mai este de lucru în a finaliza aceste trebuie comenzi. Trebuie să înveți să faci comparații. Pentru că mulți dintre cumpărători, și cred că domnul Apostolescu poate să confirme sau infirme asta, doar comandă online, adică plata și achiziția uneori se face tot la magazin. Ei bine, în cazul retailerilor mari de gen Amazon și așa mai departe, procentul celor care duc toată achiziția online este mult mai mare decât în România, dar totuși este un început extrem de încurajator în ceea ce privește comerțul electronic. Noi spunem că modelul de comerț online este modelul în care cererea se întâlnește cu oferta și locul în care se întâlnesc, adică online. Că oamenii plătesc online sau plătesc ramburs când vine coletul acasă, plata este doar un instrument, nu este definitoriu pentru model. Așa este la noi, pentru că sistemul bancar, sistemul de plăți cu cardul în general, nu neapărat online, este foarte jos în România. Orice. Nu putem să forțăm să punem exclusivitate, ok, plătiți doar online, pentru că ne-am stricat singur modelul. Dar, repet, este doar o modalitate de plată, nu este definitoriu pentru tipul de comerț. Legat tot de prețuri, spuneați că ați avut reduceri la unele produse, reduceri variate, de la 30, 40, 50 și chiar 60% față de luna trecută. Cum au fost acum prețurile? Astea sunt reducerile. S-au aplicat aceste reduceri la prețurile produselor de luna trecută? Absolut. Și astăzi a revenit la normal. Chiar am văzut mesaje pe net. Uite ce frumos arăta laptopul ăsta ieri când era redus cu 30%. Am înțeles. Știți de ce vă întrebăm asta? Pentru că am observat foarte multe opinii exprimate pe net sau am văzut chiar în interviurile pe care le-au luat colegii din presă. Multe persoane spun
spuneau că în unele produse practic și-au mărit prețul în ultimele zile, cu puțin timp înainte de această Black Friday, și reducerile au fost operate la un preț mai mare decât de obicei. Asta este o problemă care ar trebui... Este total fals și o să vă dau un argument care este de bun simț pentru oricine. În retail... N-am spus că era vorba despre compania pe care o reprezentați dumneavoastră. Am luat exemple în general. Știu despre ce discută, sunt pur și simplu mituri. Sau poate s-au întâmplat, dar la niște magazine de foarte... La dumneavoastră aveți cunoștință să se fi întâmplat așa ceva? Nu, eu n-am văzut. Bine, sincer, nici n-am avut timp să mă uit la foarte multe magazine de nișă, pentru că pe ideea asta mergeam. În retail în România, și nu neapărat în România, peste tot în lume, concurența este incredibil de mare. Ori în momentul când te-a pus să crești prețurile, cu o lună sau două sau trei sau cum se speculează în aceste comentarii, pur și simplu nu mai ai vânzări. Pentru că ceilalți o să păstreze prețul dinainte. Nimeni nu pregătește cu așa o mare plan înainte această zi. Oricum, deci asta este ideea. Dacă vei crește prețul înainte, nu mai vinzi nimic. Domnule Toma. Ori asta cred că este un argument de bun simț. Problema vânzărilor online la noi este una foarte simplă. Românul folosește în general online-ul pentru a verifica prețurile și în foarte mică măsură, chiar dacă mediul online este un mediu în care plata chiriei este eliminată sau a vânzătorului sau o serie întreagă de costuri care atârnă de prețul unui produs sunt eliminate, în România online-ul încă nu a prins acea putere ca în alte părți, în piețele mai dezvoltate și, din câte știu eu, nu știu dacă și este cazul și magazinului sau magazinului online pe care îl conduce domnul Apostolescu, cea mai mare parte a traficului este îndreptat doar spre verificare de produs și omul se duce dintr-o cercetare pe care am văzut-o spre magazine unde cumpără offline. Problema reducerilor, mai ales în varianta aceasta de o zi, Black Friday, da? E una, pe lângă faptul că este neprofitabilă pentru companie, nu satisface decât o nevoie de o zi a consumatorului. E o problemă cu care, de exemplu, promoțiile de Crăciun a fost nevoie, citeam în Advertising Age, dacă nu mă înșel, acum un an, de la 1 decembrie inițial, s-au dus spre 15 noiembrie, iar marii investitori în comunicare au mutat ziua de începere a, și vedem și la noi în hipermarketuri, produse de Crăciun de la 1 noiembrie. Deci problema nu este neapărat a reducerii, cât a extinderii acestei perioade promoționale. Nu văd în Black Friday decât un excelent mod de a îți face o campanie, poate uneori una proastă, să ne înțelegem. Discountul, reducerea în general, afectează imaginea unui produs. Nu înseamnă că dacă îți iei la 50% reducere o mașină, nu știu, de lux, va crește încrederea acelui om în acel produs. Nu știu dacă cineva la o reducere de 50% la tablete... Pentru cine este mai utilă? Să vă contrazic aici. Vă rog. Un produs vândut la... Nu mă contraziceți pe mine, contraziceți imaginea... Pe termen lung va fi afectat de preț, dacă îl vinzi cu 50% față de similarele lui din piață. Dacă îl vinzi într-o singură zi din an, în cazul unui eveniment, până la urmă Black Friday este ca un târg de retail, cum se practică în turism sau în alte domenii. Dacă îl vinzi doar în acea zi, n-ai cum să te afectezi imaginea. Eu aș vedea felul următor. De profit, repet, această zi nu este orientată spre profitul obținut din vânzare, cât spre profitul pe termen lung de imagine. Iar că o să vorbim, cred că toată săptămâna viitoare, despre acest Black Friday, despre cine a avut performanțe, despre cum s-au mișcat, despre cum au fost ofertele. Ăsta este profitul pe care îl căutăm în aceste zile. Da, exact ce spuneam. Deci e o măsură prin care, de exemplu, în cazul online, oamenii sunt mult mai familiarizați cu modalitatea de achiziție, cu faptul că pot compara în timp real prețurile și așa mai departe. Eu aș împărți în vreo trei categorii cei care, mă rog, accesează online sau offline aceste promoții, să spunem în cazul dat de Black Friday.
Cred că o categorie sunt cei care fac, ca să dau un cuvânt amuzant pe care l-am auzit recent, mulling. Adică duci la mall, n-ai bani să cumperi nimic, dar te plimbi acolo. Pur și simplu. Așa e, ca la asta clubbing și la... Cam ce se mai vinde și cu cât. Exact. Sunt window shopperii, cei care admiră vitrinele, se uită la produse, se gândesc, mamă, la anul poate adun și eu bani să-mi cumpăr noua superplasmă care îmi citește gândurile și gesturile și așa mai departe. A doua categorie sunt cei care sunt foarte atenți la bugetul personal și nu sunt neapărat extrem de atenți în multe cazuri la produsul efectiv. Adică el are nevoie de un televizor, de un frigider și de un telefon mobil, dacă se poate smartphone. Nu e neapărat atât de interesat să fie ultimul tip de televizor, ultimul tip de smartphone și atunci sunt își îndeplinește niște necesități. Niște necesități de zi cu zi foarte, foarte stringente, nu au foarte mulți bani de cheltuială, își fac acum cumpărăturile poate chiar anuale sau de sărbători, and that's it. Și ultima categorie și cred o cea mai interesantă care sper să crească în viitor este categoria celor care fac smart buying. Da? Cei care chiar își doresc un televizor foarte performant, își doresc un frigider de ultimă generație și urmăresc foarte atent ofertele, analizează în comparatoarele de preț și fac într-un mod inteligent acea achiziție, chiar făcând, să zicem, un deal foarte, foarte bun. Cred că în timp ponderea categoriilor menționate la final, deci a celor care fac smart buying și a celor care, să spunem că doar încearcă să-și acopere niște necesități pentru că nu au foarte mulți bani, cred că prima va crește în detrimentul celei de-a doua și astfel vom avea și un indicator al creșterii nivelului de trai. Pentru că momentan, ce aș mai vrea să adaug este faptul că sigur că niciun reprezentant al industriei de retail nu are de ce să spună asta și nu e, mă rog, în interesul industriei să facă, dar în momentul în care avem un volum de interes atât de mare și un număr atât de mare de oameni care caută aceste chilipiruri sau încearcă să facă o afacere bună în aceste zi, normal că apar și unii care profită. Apare ca în toate domeniile vieții acea zonă în care încearcă să profită de valul de oameni care au ce un interes. Ce avem de învățat în ceea ce s-a întâmplat în această zi? Încercăm să aflăm tot ca în viață. După o scurtă pauză. Tot ca în viață. Fraier rezistă tot timpul, da. Puțin sperăm. Zim tu mie, mamă mică, mă. Cine te îmbrăca și te ducea pe tine la școală când erai mic? Cine? Zim tu mie cine te-a crescut. Cine? Cine? Taică tău? Nu prea cred. Da. La mine veneai că vrei să facem liniuțe și bastonașe. Bastonașe de vreme. La mine veneai că vrei aia, că vrei de-aia la altă. Da. Toate poftele ți le-am făcut. La orice smartphone Samsung cumpărat, ai super șanse să câștigi zilnic un Samsung Galaxy S3 sau un Samsung Galaxy Note 2. Marele ajutor vine din lucruri mici, cu noua tehnologie de economisire pe termen lung de la Arctic. Cumpără relaxat orice produs Arctic. Dacă în 30 de zile te răzgândești, îți ridicăm produsul de acasă și îți dăm banii înapoi. Mama! Mama! Mami! Ma? Ma! Cu depozitul Start Dublu primești mai mult de la început. Vino la Bancpost, deschide un depozit până pe 15 decembrie și în prima lună primești o dobândă dublă de 11% la lei pe an. Odorizantele clasice spray se pot termina când e lumea mai dragă. Cu Airwick Freshmatic ai casa mereu parfumată. Alege rezerva preferată cu o formulă specială de parfum ce durează mult. Doar Airwick îți oferă 9 rezerve diferite. Fiecare rezervă Airwick Freshmatic durează cât 55 de spray-uri clasice. Ia cel ceva din Airwick. Ce faci, speli de mână? Da, mașina mea s-a stricat. Așa mi s-a întâmplat și mie. E de la depuneri. Știu asta de la instalator. Iată-le, depuneri de murdărie și calcar. E ușor să le înlături când apar la vedere. Dar ce faci cu mașina de spălat? Deși pare curată, depunerile sunt în interior.
Calgon 2 în 1 înlătură depunerile de calcar și ajută la îndepărtarea murdăriei. Eu îl folosesc la fiecare spălare și uite diferența! Calgon e singurul recomandat de cei mai importanți producători de mașini de spălat. Unii le folosesc acasă, alții în călătorii, unii citesc sport, alții picanterii. Unii vor doar jocuri, alții aplicații. Unii vor lucruri simple, alții inovații. La Vodafone ai tablete accesibile pentru fiecare român. În plus, ai internet nelimitat noaptea la viteză maximă ca să navighezi fără grija traficului. Testează prima rețea de date 4G din România în magazinele Vodafone. La un an nou împreună. Vodafone. Ce faci, mă, băiatule, mă? Păi să nu-i dai lui taică-tu. De ce să-i dai lui maică-ta așa și asta toată ziua cu ochii în calculator? Ei stau. Da? Cine te-a scos pe tine prima oară pe stadion? Cine te-a dus prima oară la bere? Prostii, prostii. Da, dar cine te-a învățat să dai cu piciorul minge? Nu mai știi tu că erai mic, dar... La orice smartphone Samsung cumpărat, ai super șanse să câștigi zilnic un Samsung Galaxy S3 sau un Samsung Galaxy Note 2. Cotnarul duce mai departe pe certa calității, transformând sutele de trofee dobândite în timp în adevărat aur lichid. Cotnar e vinul de aur. Pentru că orice afacere nouă are nevoie de susținere și pentru că știm ce greu e în primul an, ne-am hotărât să sărim în ajutor. Ție și tuturor celor ca tine. Oh, nu s-a deschis parașuta. Ai firmă nouă? Ai ajutor din partea noastră. Contul, primul an gratuit. De la Banca Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. Descoperă noua colecție de canapele cu prețuri începând de la 729 euro. Cea mai eficientă formulă Nivea de până acum. Încearcă noua gamă Volume Sensation cu keratină lichidă și extract de bambus. Pentru volum dublu și îngrijire, fără să încarce părul. Noua gamă de îngrijire și styling Volume Sensation de la Nivea. Îți place să conduci? Acum ai ocazia să o faci în campania Alegerea Președintelui. Timp de 3 luni, una din cele 5 mașini puse săptămânal în joc poate fi a ta. Sau poți câștiga marele premiu, 1 milion de lei la finalul campaniei. Urmărește extragerile numai la Realitatea TV. Până pe 14 ianuarie, în fiecare seară de luni până vineri, la ora 22:30. Și? Ați hotărât data? Eu zic să nu ne grăbim. Să lăsăm să se mai cunoască. S-au cunoscut deja. O să avem un nepoțel. Giusto. Pentru armonie în familie. Există o cremă de îngrijire a pielii în care oamenii au încredere de 100 de ani. Generație după generație. Nivea, 100 de ani de grijă pentru piele, pentru viață. Când avem grijă unii de alții, suntem toți o familie. Cumpărând o cutie Nivea Crem, acordăm un leu pentru programele de prevenire a abandonului infantil, susținute de SOS Satele Copiilor și Nivea. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La ce oră se înregistrează minima zilei? Corect ar fi să spunem minima nopții, deoarece este o temperatură care se înregistrează cu puțin timp înainte de răsăritul soarelui. Atunci este momentul când este cel mai frig într-un interval de 24 de ore. De la ora la care răsoare soarele, temperatura începe să urce treptat până la o valoare pe care noi o prezentăm în prognoza meteo. Maxima unei zile se înregistrează în jurul orei 14, chiar puțin mai târziu în zilele fierbinți de vară.
Diferența dintre temperatura maximă și minimă se numește amplitudine diurnă. Valorile cele mai ridicate ale amplitudinii diurne se înregistrează în zonele tropical uscate de deșert, acolo unde diferențele sunt și de 35-40 de grade, ziua înregistrându-se 30 de grade, iar noaptea, așa cum bine știm, deșertul îngheață. Până data viitoare, nu uita să priviți. 360 de grade. În Statele Unite, frenezia cumpărăturilor din Vinerea Neagră s-a lăsat cu incidente. Nu e un lucru neobișnuit, în fiecare an se întâmplă asta. Americanii au luat și acum cu asalt centrele comerciale în căutarea de chilipiruri. În lupta pentru produsele la promoție, cumpărătorii s-au luat și la bătaie și au folosit chiar și spray-uri lacrimogene. Oamenii au stat ore în șir la coadă în fața magazinelor, iar în momentul în care ușile s-au deschis, s-au dat buzna, s-au împrâncit, iar unii dintre ei s-au bătut ori s-au atacat cu spray cu piper. Toate acestea pentru a pune mâna pe un telefon, un laptop sau un televizor mai ieftin. Unii s-au grăbit atât de mult să ajungă la cumpărături încât au provocat accidente de circulație. Un bărbat suspectat că ar fi fost băut a lovit cu mașina un cuplu care intra în magazinul Walmart. O femeie a fost transportată în stare gravă la spital. Iată ce se întâmplă în altă parte. Unde e vorba de reduceri adevărate, tot timpul cei care pleacă în alte țări și se întorc la noi, încă se plâng că nu există chiar reduceri atât de mari. Probabil că au dreptate, dar... Da, riscăm să ajungem și noi... Da, cred că retailerii, magazinele care vând produse cu reducere de Black Friday, cred că se gândesc foarte tare la astfel de scandaluri și să nu... Black Friday să nu fie o vinere neagră la propriu, cu morți și răniți. Deci trebuie să fii nebun ca să te îngrămădești și să te calci în picioare. Pentru ce? Pentru o reducere, sigur. Să zicem, o reducere de 500 de mii, un milion sau, nu știu, în dolari sau în euro. Dar iată de ce mai bune bătăile spital online, cel puțin acolo se înjură pe forumuri, se înjură în comentarii, nu poți să-și dea la în cap la propriu. Adică, un alt... Există o adevărată artă pentru a pune... mâna pe ceea ce ți-ai dorit acolo, din ce am văzut. Oamenii pleacă de acasă știind exact unde trebuie să ajungă și exact pe ce trebuie să pună mâna și nu singur, cu toată familia. Dincolo de asta, ducând discuția la un puțin alt nivel, mie Black Friday mi se pare cea mai onestă sărbătoare, să zicem așa, care implică stimularea consumului, deci scoaterea banilor din buzunarul consumatorului, din contul de la bancă sau de la ciorap, unde și ține fiecare. Să reluăm pe rând. Dacă ne uităm la Crăciun și la Paște, e componenta religioasă care ne păcălește puțin. Adică totul este îmbrăcat într-o atmosferă care ține de religie, de ok, hai, adus familia, trebuie deci familia să fie fericită, fă-le cadouri, etc. Valentine's e și mai perfidă că se duce la coarda sensibilă, cu iubire, cu așa mai departe. Trebuie să-i faci cadou iubite, trebuie să bagi banul, să scoți bani din buzunar pentru asta, să o faci fericită, sau mă rog, invers în unele cazuri. În cazul Black Friday e mult mai clar. Frate, e o ofertă mai bună, vrem să te facem să consumi, aia e. Nu sunt alte, este o sărbătoare a comerțului, a retail-ului și o oportunitate pentru cei care vor să facă o achiziție. Până la urmă, eu n-aș merge, spunea Dragoș mai devreme, că e onestă și că uneori... Sărbătorile religioase ne păcălesc. Nu ne păcălesc pentru că noi nu știm să le vedem decât ca oportunități. În preajma Crăciunului trebuie să fim mai aproape de cei din jurul nostru, de cei dragi. Iar sărbătoarea religioasă, cel puțin la noi, la români, vorbind de 87% creștini ortodoxi, dragostea înseamnă jertfă, înseamnă ceva, să faci ceva pentru cel de lângă tine, uneori chiar, nu știu, amanetându-ți tot anul viitor. Asta spune ceva despre omul de lângă tine, despre
tatăl copiilor, despre soțul care face, se jertfește în felul acesta să-și declare dragostea față de cei din jur. E ceva să muncești un an sau să muncești nu știu cât ca să-ți vezi, nu știu, soția, copiii, apropiații din familie fericiți, nu? Însă, dacă vorbim de ceea ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani și la noi sărbătorile au început să se confunde cam cu un fel de Black Friday prelungit și mulți încearcă să profite. E o boală a investitorilor în comunicare, ei vor să-și maximizeze profiturile și atunci merg de la 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât era bună oară o campanie de Crăciun în urmă cu 10 ani. Au dus-o la 15 noiembrie și au transformat-o într-o perioadă de 40 de zile și acum de aproape 2 luni de zile. La 1 noiembrie, pe, nu știu, că vorbim de Statele Unite sau că vorbim de Europa. Piețele s-au dus cumva către extinderea campaniei de Crăciun spre 1 noiembrie. Nu știu dacă asta înseamnă Crăciun. Crăciunul este o zi, este acea vacanță în care, v-am zis, suntem aproape de cineva. Nu cred că putem să comparăm lucrurile. Black Friday rămâne o zi importată cu reduceri. Spunea și Dragoș mai devreme, trebuie să, cât ne ajută, cât ne ajută. Reducerile ne ajută. E o campanie de marketing sau chiar e o ocazie de a cumpăra este o imensă oportunitate. Produse mai ieftine. Cred că în primul și în primul rând este o mișcare care combină interesele celor care au stocuri sau doresc să își elibereze depozitele de anumite produse pe de o parte cu componenta reală, viabilă și utilă de a face cumpărături de care chiar ai nevoie. Cu foarte mici excepții și mai ales în mediul online, doar cei foarte fraieri, să spunem pe românești, ar putea să pățească vreo nefăcută și să cumpere mai scump sau să accepte un preț fals. De fapt, cei serioși, playerii serioși de pe piață, care sunt din fericire majoritatea, nu încearcă să profite de această frenezie, ci chiar să facă business cinstit și real și să își vândă produsul. Ar trebui să îndrăznim mai mult pe anii viitori? Eu cred că aici e o treabă și probabil domnul Postorescu cred că mai este încă cu noi, poate să ne mai dea detalii. Cred că aici este o treabă și de maturizare atât a consumatorului cât și a industriei. Oricât de frenetică este cererea de ofertă, mie nu mi se pare firesc ca anumite site-uri să nu mai poată face față comenzilor. Cred că aici este vorba de o minimă sau maximă, depinde ce volum ai, investiție și deci respect pentru consumator să-i ofere o platformă viabilă care să facă față oricărui trafic, așa cum, nu știu, și în cazul site-urilor de știri, să spunem, se fac investiții ca să foarte pe nu scurt, cadă. Pentru că mai avem foarte puțin timp, poate nu mai avem timp să vorbim. Mesaj de la unul din managerii de marketing din retail. Spune că este vorba de a scăpa de stocuri în TV de anul trecut pentru noi mai scump decât unul de anul ăsta. Black Friday este oportunitatea de a scăpa de stocuri. Noi am ajuns la câteva milioane de euro și asta spune tot. Deci mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, așadar a fost o primă încercare, ceva mai, nu știu, lucrată, dacă putem spune așa. Rămâne de văzut să vedem ce se va întâmpla și în anii următori. Cu siguranță cu toții vor încerca să remedieze problemele care le-au avut până acum. Dacă e să închem cu o glumă, în România e Black Friday în fiecare zi, că avem reduceri la salarii în fiecare lună. Așa, să sperăm mai bine pentru fiecare. Rămâneți alături! Oricât de diferite ar fi afacerile, avem soluții complete de energie adaptate fiecăreia. GDF Suez Energy România, furnizor de gaze naturale și electricitate, de servicii tehnice și consultant în eficiență energetică. Un singur partener pentru energia afacerii dumneavoastră. 10 de plasturi colorați. Sute de safe-uri de secrete. Mii de stoluri de fluturi. Mii de kilometri de șireturi legate, milioane de linguri de supă, miliarde de momente dăruite altora.
pasie. Momentul tău, Don Cafe. Ferestrele Q-Fort, acum cu super low E și tehnologie Warm Edge ca dotări standard și garanție extinsă la 10 ani. Q-Fort rezistă. Tu poți să-i reziști? Cu OBI te pregătești de sărbători fenomenale. Avem pentru tine aerotermă electrică industrială 3,3 kW la doar 179,90 lei. OBI, dal casei. Când ai gâtul inflamat și durerea devine usturătoare, ai nevoie de un medicament. Strepsis intensiv miere și lămâie îmbine efectul benefic al mierii și lămâiei cu eficiența florbiprofenului antiinflamator cu efect analgezic, care se absorbe rapid și acționează direct la sursa durerii. Reduce inflamația, calmează durerea, ușurează disconfortul la înghițire și continuă să acționeze mult timp după ce pastila s-a topit. Strepsis intensiv miere și lămâie, eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bacteriile sunt peste tot. Le aducem și acasă, adunate pe haine, iar acasă se răspândesc ușor și se înmulțesc rapid. Spălând la temperaturi scăzute, nu le distrugi. Adaugă Veniș Extra Hygiene la fiecare spălare. Doar o doză e de ajuns pentru a înlătura petele și a omorî 99,9% dintre bacterii. Pentru haine și fără pete și dezinfectate, folosește Veniș Extra Hygiene. Ai încredere în roz. Uită de pete și de bacterii. Bucură-te de noua aromă a iernii, Nesti de prune. Absolut delicios, atât fierbinte, cât și rece. Fără conservanți, fără coloranți. Nesti. Hei, la mulți ani! Hai să-ți facem o poză! Hai, hai, zâmbește puțin! Ideile prind viață cu Samsung Galaxy Note 2. Fii creativ! Disponibil în magazinele Orange și pe orange.ro. Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător în același scop, constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii. Sesizează încălcarea legii. Sună la 112. O campanie de responsabilizare organizată de Ministerul Administrației și Internelor. România își alege viitorul for legislativ în data de 9 decembrie 2012, între orele 7 și 21. Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secției de votare, care, după verificarea înscrierii în lista electorală, îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea votat. În 9 decembrie, tu îți decizi viitorul. Votează! O campanie susținută de Autoritatea Electorală Permanentă. Unii sunt foarte mari, iar alții pur și simplu mici. Unii sunt extra agitați, iar alții super liniștiți. Unii pun murături, alții le cumpără. Unii fură mireasa, alții o răscumpără. Românii. Unii decorează bradul, alții decorează și pe afară. Unii dansează hip-hop, alții doar muzică populară. Sunt de revelion pe stradă, acasă, în cluburi sau în cafenele. Sunt pe Vodafone sau în alte rețele. Oricât de diferiți ar fi, românii sunt români și trebuie să fie împreună, indiferent de rețea. Cu noile abonamente Vodafone vorbești liniștit în orice rețea, pentru că acum toate minutele tale sunt naționale. La un an nou împreună. Vodafone. Te doare în gât? Ia Strepsils miere și lămâie. În 5 minute îți calmează durerea, iar efectul său durează timp îndelungat. Strepsils. Eficient în tratarea durerilor în gât. Iarna asta e ușor să te înnoiești, pentru că la Vodafone ai telefoane la super prețuri. Vino cu telefonul tău vechi în magazine și ai smartphone-uri de la 1 euro prin programul Buyback. La un an nou, împreună. Vodafone. Încă de la primele semne de gripă și răceală, ia Nurofen răceală și gripă. Rapid și eficient, împotriva simptomelor de gripă și răceală. Și? Ați hotărât data? Ei? Eu zic să nu